Bună ziua! Azi, 11 februarie 2020, avem aici două femele și un mascul de californian, care au 3 luni. Uitați, foarte frumos. Nu a mers foarte bine. Acum începe să schimbe pigmentația. Sunt cam sperioși. Au aici orzoaică și apă cu vitamine. Aceste cuști erau pe vremuri la iepurărie. Aici avem cuștile de transport. Când mergem la expoziții. Aici avem tineret neozelandez alb și cu un masculaj de californian. Au undeva la 7 săptămâni. Aici apa cu vitamine, orzoaică, lucernă coasa patră. Uitați acest produs de Vita Canin, Germania. Foarte bun, 1 ml în apă se pune, nu ca Selevit sau cu altele, 2 ml la litru. Am făcut o greșeală, am dat la femelele gestante acest produs de vitamine și au fost pui prea marinie și n-au putut să fete, au trebuit să-i dau oxitocină. Să elimine pui afară în vie. Deci să nu mai faceți greșeala aceasta, să dați vitamine la femeile gestante. Tata puilor, femeilor, masculul ăla de 96 de puncte. Am aici așa o găină mixtă care e ouă. Aici am volierul. Avem și porumbei, 2-5 frumos, masculul și femeală. Avem deja pui inelați. Asta e pui de anul trecut, deci era și o pereche de anul trecut. Aici are mascul frumos, femeală frumoasă. Porumbei arată foarte bine, aici avem mâncarea lor. Altă pereche. Masculul ăsta covăcit dintr-un belgian care l-am dat la defert acum câțiva ani și am trecut, m-a dat mie și mie un pui din el. Și avem două golumbițe. Uitați un pui iarăși frumos. Și frumos e puiul. Uitați alții, uitați ce goșă plină are. Tot altul foarte îndesat, frumos. Aici mâncarea verselaga. Aici mai avem doi pui. Acest cuib e foarte bun, pereche. Uitați și bine crește pui. Și trei pui a dus acest cuib. Aici avem iarăși o pereche. Un roșu cu un albastru. Și acest mascul, ăsta e din belgeană. Ăsta e un porumbel mai bătrân, vreo 3-4 ani, la Mircea Popa. Majoritatea puilor și porumbei de aici provin de la Mircea Popa, care a fost foarte bun crescător în Lipova.
Aici volierul ăsta l-am făcut acum vreo 10 ani. În el am băgat cuși de iepuri, tot felul. L-am mutat de vreo două ori.